Bună seara, dragii mei! Ne bucurăm să fim din nou în lumea, în obiectiv, în această seară. De cum vedeți, vremea ne face surprize și asta înseamnă că iarna e în prim toi. Știți o glumă care o spuneau mulți ascultători astăzi pe la radiouri? Primăvara în nămeți, puneți mâna pe lopeți, ca să glumim așa. Cred că cam așa se poate interpreta această perioadă și unii mai făceau gluma că de Paște poți serba și Crăciunul dându-te cu Sania liniștit pe derdelușul din fața casei sau, eu știu, din zonele muntoase ale țării noastre, pentru că chiar se merită. Vom vorbi despre vremea aceasta pe care noi o avem în această perioadă în România, dar și despre cum influențează această stare a voastră, vremea de iarnă, de primăvară, de vară, de toamnă, cum vă influențează pe voi. Cu siguranță ne interesează pe toți cum ne influențează, cum ajungem în depresie, de ce ajungem, care sunt problemele acestea, dar și despre marșul pentru viață. Mâine, nu uitați, 24 martie 2018, suntem pro-familie, suntem pro-tată, suntem pro-mamă, pro-copil și să fie împreună toți cei trei și să se bucure împreună cu Dumnezeu și cu toți cei dragi din familie, pentru că suntem adepții căsătoriei între bărbat și femeie și a copiilor să fie crescuți de un bărbat și de o femeie. Marșul pentru viață vă așteaptă mâine în toată țara, pornind după ora 10-11. În fiecare oraș poate că va începe, în unele orașe începe de la ora 14:30, cum începe și la Oradea, în Piața Unirii, cu siguranță și în celelalte orașe. Dacă știți, dați de veste, chiar aștept mesajele voastre, la ce oră este în orașul vostru marșul pentru viață și cum este vremea la voi și dacă sunt probleme, semnalați-le, faceți-le cunoscute ca să le ducem mai departe. Cine trebuie să le vadă, să le vadă ca să poate să vină în întâmpinarea voastră. Alături de mine, ca de obicei, mă bucur să o am pe Laura Dănilă și îi spun bună seara de la Botoșan, de acolo, de unde nămeții cu siguranță sunt în toiul lor. Bună seara, Mircea! Bună seara, stimați auditori! Mă bucur din nou să fiu alături de dumneavoastră și să vă spun că, într-adevăr, la noi zăpada este destul de generoasă cu aceste meleaguri frumoase și dacă până zilele trecute spuneam această iarnă are extrem de multă personalitate și știe ea cum să se impună, în ultima săptămână am început oarecum să mă gândesc când va avea de gând să înceteze. Da, cineva îmi scrie că la ei, sau cred că la ei, au auzit că se ninge cu zăpadă roșie și galbenă. Nu știu, eu n-am auzit până acum, dar poate ne spune și zona de unde ninge cu zăpadă roșie și galbenă. Poate că o să curgă și albastră, ca să fie treaba completă, culorile tricolorului. Bun, vreau să știu dacă te-ai dat cu Sania, că mă gândesc că te duci cu Sania la serviciu ca să facă o glumă așa, că la cum e zăpada la voi și cu gheață și cu toate astea, mă gândesc că nu este bine deloc în zona Moldovei acolo. Cu Sania nu m-am dat, dar vreau să vă spun că, într-adevăr, e destul de dificil de circulat. Într-adevăr, dacă peste zi autoritățile încearcă să degajeze zonele unde e foarte mare circulația, chiar și pe trotuare, imediat după aceea iarna are grijă din nou cu fulgi mari și repezi să acopere totul. Chiar în straturi destul de semnificative, ca să se formeze polei și să fie bine pregătit pentru a doua zi. Este un peisaj excepțional de frumos, pot să vă spun. Deci poți să petreci Crăciunul liniștit acum, împreună cu Paștele. Da, așa este, de mult nu am mai văzut o iarnă atât de frumoasă.
atât de imaculată și de mult nu am mai respirat un aer atât de proaspăt. Din acest punct de vedere al peisajului superb și al aerului ozonat, o iubesc. Auzi, apropo de lucrul ăsta, mă gândesc că suntem în 23 martie 2018. Oarecum, cred că te țin pe 23 decembrie, așa, nu? Da, într-adevăr, parcă în anii, deci anul trecut și anul acesta, începusem deja să mă întreb oare vom mai avea vreodată bucuria zăpezii de Crăciun și iată că iarna, probabil că știe ea mai bine să ne arate frumusețile ei și să ne spună că și dacă întârzie un pic are ea planurile ei cu noi și probabil că noi trebuie să fim la fel de îngăduitori cu ea pentru că va ști ea foarte bine când să ne părăsească. Da, până la urmă mi s-a confirmat orașele unde a nins cu zăpadă roșie, dar cred că dacă a nins cu zăpadă roșie nu știu, dar poate cei de la Galați ne pot spune dacă ne urmăresc în această seară, dacă e așa sau nu. Iar la Giurgiu cu galbenă. De asemenea, cei de la Giurgiu ar trebui să ne confirme acest lucru, informația care vine de undeva de la Râmnicu Vâlcea. Da, cum te influențează pe tine vremea asta? Că pe fiecare, pe mine mi-aduce nostalgia aia de Crăciun, mi-aduce nostalgia aia de, nu știu, de decembrie, mai bine spus, de luna aia decembrie, de sfârșit de an, nici într-un caz de primăvară. Da, am sentimentul că sunt în căutarea a ceva. Acel ceva parcă din punct de vedere calendaristic l-am găsit și din punct de vedere meteorologic lipsește cu desăvârșire. Adică sunt în căutarea primăverii. Îmi lipsesc copacii care știam că altădată erau înfloriți, îmi lipsește timidul verde al oazelor de iarbă. Acum 2 săptămâni aveam câteva pârculețe de ghiocei în fața blocului și în spate și începuseră să-mi înflorească irișii. Dar iată că această iarnă a venit și i-a îmbrăcat în nea. Și într-adevăr caut ceva ce știu că din punct de vedere calendaristic ar trebui să fie și meteorologic îmi produce o ușoară dezamăgire. De asemenea, mă simt ușor apatică. Nu știu dacă neapărat din cauza iernii, dar simt că încep ziua cu un aplomb extraordinar, iar spre seară, probabil din cauza temperaturilor mai reci, mă simt oarecum obosită și destul de lipsită de energie. Ni s-a întâmplat mai multor colege să discutăm despre acest lucru și să spunem că odată cu intrarea în casă am simțit neapărat nevoia să ne punem în pat chiar la ore destul de vreme comparativ cu altă dată. Și persoanele din jurul meu care aveau probleme cardiace mi-au mărturisit de asemenea că sunt ușor îngrijorate pentru aceste valori și că le produce un real disconfort. Aș fi curioasă să știu cum simte fiecare dintre ascultătorii noștri această iarnă și, de asemenea, cum gestionează ei aceste momente. Dacă la ei în orașele de unde provin este suficient de bine desfășurate forțele acestea pentru dezăpezire, pentru că îmi imaginez că în situația persoanelor... Da, de cum ai văzut, s-au închis și câteva școli, în capitală și da, în alte 10 județe, dacă nu și în mai multe, nu știu exact, dar știu sigur că capitală și 10 județe s-au închis școlile și... Uite, am văzut o postare pe Facebook a domnului Daniel Bota și spunea așa: nu iarna de afară ne face reci, ci lipsa primăverii din interiorul nostru. Tu aduci primăvara. Eu am primăvara în interior, vă mărturisesc asta.
Sunt o persoană foarte optimistă, sunt o persoană plină de viață. Activitățile din ultima perioadă îmi dau multe speranțe și mă simt bine, am un tonus potrivit, numai că, iată, aceste valori ale temperaturii îmi dau puțin bătăi de cap. Nu mai reușesc să-mi fac cumpărăturile așa cum o făceam în alte zile, parcă nici timpul nu mai reușesc să-l gestionez așa de bine. De asemenea, limitările acestea ale mișcărilor, pentru că merg pe anumite străzi unde știam că pot să circul fără probleme și am tot felul de obstacole din acestea legate de nămeți și de zăpada care nu este la timp, mă rog, îndepărtată. Da, mai ales că având o vedere mai redusă, atunci îți creează un disconfort și la vedere, dar și la mers datorită gheții sau... Nu. Da, zilele trecute voiam să merg în vizită la mama mea și una dintre străduțe era absolut deloc descongestionată zăpada și mai erau și mașinile pe trei sferturi din trotuar și am simțit la un moment dat că mi trebuie foarte mult, deși era o distanță relativ scurtă, că îmi trebuie foarte multă concentrare și de asemenea îmi trebuie foarte multă echilibristică în zona respectivă. Uh-huh. Adică m-am întrebat de ce se poate întâmpla acest lucru și nimeni nu ia atitudine, pentru că în zona respectivă chiar era și școala pentru copiii cu deficiențe mentale și nu e chiar corect să se întâmple așa. Ei au nevoie și ei în egală măsură de protecție și trebuie să avem grijă. Poate că de atunci s-au luat măsuri, pentru că într-adevăr zăpada a venit pe neașteptate și m-aș bucura să se țină cont de aceste aspecte, nu doar în centrul orașului, ci și acolo unde este într-adevăr o circulație mai redusă, dar unde oamenii într-adevăr au nevoie să se poată deplasa. Corect. Ai, uite, chiar la Galați se întâmplă un lucru interesant. Zăpada avea astăzi nuanțe portocalii. De la nisipul saharian, care a fost adus de vânt, la Galați s-a observat acest lucru. Dar și în Dobrogea. Ia uși. Deci... Da, eu eram în această seară în vizită la mama mea și pot confirma, am auzit o știre în care aceasta era explicația. Mă așteptam să o dea cineva poate mult mai bună decât mine și iată că și eu am rămas plăcut surprinsă să aud că, iată, poate să influențeze atât de mult acest fenomen meteorologic și să ajungă și până către noi în România și iată să nuanțeze inclusiv zăpada. Avem surprize plăcute. Într-adevăr, natura are farmecul ei. Să dea Dumnezeu să fie bine și să dea Dumnezeu să nu avem consecințe. Da, ideea este următoarea. Haideți să vedem, dragii mei, ce anotimp e în inima ta. Și pentru lucrul ăsta... Acum o să fac o surpriză, este vorba despre un ajutor umanitar pe care noi am făcut referire zilele trecute, acum vreo două săptămâni în urmă. Este vorba doar de doamna Doina Țuțuianu, cred că ai auzit și tu poate materialul între timp, Laura. Eu vreau să aduc câteva elemente despre această doamnă, vreau să aduc câteva, pentru că mai avem puține zile cât mai putem să... Oferim 2 euro din puținul nostru la numărul de telefon scurt, ca să spunem așa, prin SMS 8826 cu mesajul sau SMS-ul MAMA. Dar vreau să vă citesc câteva lucruri, să vă reamintesc ca să aveți habar despre ce e vorba și unde ar trebui să meargă acești bani. Doina Țuțuianu are 58 de ani și în urma... Cu 5 ani a suferit un accident de mașină, în urma căruia i s-a fracturat coloana, la nivelul T10, T11, cu compresare de măduvă, fiind diagnosticată la externare din spital cu paraplegie flască. Deși a mers periodic la centre de recuperare pentru a beneficia de tratamente specializate,
progresele sunt foarte mici. Simte în permanență dureri foarte mari, arsuri și întreruperi la nivelul coloanei vertebrale. În vederea ameliorării durerilor și îmbunătățirii funcțiilor motorii, medicii i-au recomandat tratamentul cu celule STEM. Acest tratament poate fi efectuat la o clinică din Thailanda, însă costurile lui se ridică la 45.000 de euro, sumă ce depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei sale. Toți cei care doresc să ajute pe Doina să aibă o viață cu mai puțină durere sunt rugați să doneze 2 euro prin SMS. Donează 2 euro prin SMS, trimițind la 8826. Până acum au trimis 1066 SMS-uri. Asta este cam puțin. Și am să merg la o postare de-a dumneei, pentru că de curând a postat și suma și aduce un mesaj către cei care au donat și aș vrea să-l și citim. Ce zici de situația asta, Laura? În primul rând doresc să îi transmit doamnei toate gândurile mele pozitive și să dea Dumnezeu ca de acum încolo clipele vieții ei să fie într-adevăr cu mai puțină durere și dacă se poate chiar lipsite de ea și să-i dea Dumnezeu putere să treacă cu bine peste toate. Iată, nu știm niciodată în drumul vieții noastre când se poate întâmpla un astfel de eveniment cu totul și cu totul nedorit. Îmi exprim și eu toată dăruirea și mă gândesc că fiecare dintre noi poate să facă un astfel de gest uman, mai ales că încet, încet ne apropiem și de sărbătorile pascale și vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați auditori, să încercați să faceți un exercițiu de dăruire, un exercițiu de bunăvoință, donând, iată, din puținul dumneavoastră această sumă de 2 euro, care lângă alți 2 euro și lângă alți 2 euro și lângă alți 2 euro pot fi mica noastră mare contribuție la bunăstarea și sănătatea acestei femei. Hai să vezi ce scria doamna Doina Țuțuian acum 2 zile, pentru că postarea e de acum 2 zile. Au trecut 20 de zile, spune dumneavoastră, în 21 martie. Ducând simt că am mulți prieteni de când credeam. Am reușit împreună, strângem 937, acum 2 zile așa este, așa era, care transformate în dolari plus donațiile din cont cumulează 12.547 de dolari, adică 28,64% din totalul sumei pe care am nevoie pentru tratament. Mulțumesc personal persoanelor pe care le cunosc, am mulțumit personal, dar sunt multe care nu le cunosc, așa mă folosesc de această metodă să vă mulțumesc din suflet tuturor. Mai sunt 10 zile și numărul de telefon și SMS-uri mai este valabil. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Da, este într-adevăr un gest excepțional. Această femeie, iată, are puterea pe de o parte să-și numere zilele și pe de altă parte să găsească forța interioară să le poată mulțumi atât celor pe care îi cunoaște și celorlalți pe care nu-i cunoaște. Este într-adevăr un moment al nădejdii și de nădejdii simt acest lucru că această femeie are momente în care speră și știe că îi se va întâmpla un lucru frumos și în egală măsură o încearcă ușor deznădejdea. Mă gândesc că Dumnezeu poate face minuni. Că cu siguranță, eu aștept minunea ca pe 31 martie când se încheie campania să aibă cei 45.000 de euro
folositori la clinica din Thailanda și știu că toată familia ei luptă pentru a reuși în această situație și în această campanie pentru a ajuta-o pe propria mamă de a fi din nou capabilă, de ce nu, așa cum a fost poate înainte, dacă e posibil și Dumnezeu va vrea, poate să facă orice minune, dar mai ales pentru acele dureri cumplite care pot fi ameliorate prin aceste tratament cu celule STEM la această clinică din Thailanda. Am lucrat și eu foarte mulți ani pe aceste aspecte legate de recuperarea persoanelor cu deficiențe motorii și a copiilor. Am întâlnit foarte multe cazuri din acestea și știu că acolo unde situația este însoțită și de aceste dureri, durerile sunt atroce. Aș vrea să explic foarte pe scurt, pentru că nu o cunosc personal pe doamna și nu știu exact ce simte, dar pot să vă spun din experiența mea că durerile sunt extrem de puternice, pentru că, iată, ele fac parte dintr-un traumatism, iar șocurile traumatice lasă, de regulă, dureri. Și mă gândesc că această femeie nu mai apucă niciodată să doarmă cu adevărat. Somnul ei nu este un somn profund, este un somn mai degrabă REM, adică un somn însoțit de acea stare de veche, care nu este o stare de veche liniștită și plăcută, este o stare de veche însoțită de dureri permanente. Dacă calmantele probabil că o mai ajută, dați seama în momentele în care nici acelea nu-și mai fac efectul. Da, te referi la calmante. Suferă această femeie. Da, ideea e că... E greu. Așa. Nu te auzi prea bine, așa, acum. Da, ziceam că e greu și că dacă noi toți ne putem uni, putem să contribuim în primul rând în acest scop, în a lucra pentru atenuarea acestor dureri imposibile. Ar fi scopul cel mai important pentru îndeplinirea acestei campanii. Ei, pentru și această pentru... împlinire trebuie să doneze cei 2 euro la 8826, da. Cu siguranță. Și aș vrea să, dacă se poate, o să facem în felul următor. O să să dăm și ea numărul de cont, pentru că poate le este ușor unora să trimită banii în cont, pentru că poate vrea să trimită mai mult decât 2 euro și atunci le facem cunoscut. Da, ar fi bine cea să postez eventual sau... Nu, dar există pe pagina Lumea în Obiectiv, pe Radio Glas România, deja aceste postări au fost și pe pagina mea. Intră pe pagina familiei Țuțuianu, Doina, Emina, Silviu Țuțuianu. Sunt persoane care, de fapt, fiii dumneei sunt și Silviu și Emina. Și acolo au toate aceste postări și a doamnei Doina, acolo pe pagina dumneei de Facebook. Și vedeți toate detaliile, toate materialele despre acest caz și puteți dona poate mai mult de 2 euro și conturile. Eu voi face rost acum de conturi, pentru că poate pentru mulți le este mai ușor să le citesc contul. Este așa. Contul de donare este în felul următor. RO 22 RNCB 0256 1575 765 4001. Deci 4000 și 1 în coadă. Mai recitesc. RO 22 RNCB 0256 1575 765 40001. Doina Tuțuianu, PCR.
Da, această lectură, ultima lectură a ta a fost foarte clară. Poate că persoanele care vor dori să lectureze, să contribuie, și-au notat sau au înregistrat aceste conturi și să sperăm că va fi într-adevăr un moment frumos pentru această doamnă atunci când vor trece și zilele rămase și se va închide și să sperăm că va avea o surpriză plăcută la capitolul acesta, da. Este nevoie și când te gândești că oricare dintre noi am putea fi acolo, de aceea, dragilor, gândiți-vă cum ar fi cea mai apropiată persoana dumneavoastră și dacă v-ați gândit să faceți cuiva un bine, iată că aveți ocazia. Dacă nu știați cui să faceți un bine, acum ați găsit acea persoană și puteți dona ori 2 euro la 8826 prin SMS cu textul mamă, sau la contul pe care vi l-am citit mai devreme. Sau îl găsiți de asemenea pe acele pagini pe care vi le-am enumerat mai sus. Bun. Ce aș vrea să spun că, uite, vezi, familia. Cât de important este familia să fie unită. Ce înseamnă să ai un tată sau un soț? Ce înseamnă să ai copii? Ce înseamnă să ai un sprijin? Cât de important este în viață lucrul ăsta, Laura? Cu siguranță fiecare dintre noi știm importanța acestor lucruri atâta timp cât venim dintr-o familie, atâta timp cât ne-am născut în îngăduința lui Dumnezeu și ne-am zămislit dintr-o mamă și un tată. Eu mă bucur că ai atins acest subiect. Familia a fost, este și trebuie să fie respectată așa, în această componență, și mi-aș dori din suflet ca niciodată să nu apară tot felul de modificări în componența ei, indiferent de celelalte aspecte care pot deriva și mai ales unirile acestea legate de persoanele de același gen. Eu rămân la părerea mea că o familie este formată din tată, din mamă și, iată, mai departe, din dragostea lor, trebuie să rezulte copiii. Respect toate persoanele, respect dorințele lor și alegerile lor, dar doresc în egală măsură să fie și mie respectat copiii. Bun, Sunt de ce te întrebam? Pentru că ai văzut aici, familia a fost unită, s-au zbătut prin toate căile ca mama lor să fie bine. Să fie din nou la fel poate ca înainte sau măcar acele dureri să fie îndepărtate. E, iată că ce înseamnă familia, unitate și lucrul ăsta poate însemna și pentru noi, cei care avem familii sau suntem în conflict sau suntem departe de a mai fi o familie, pentru că sunt unele situații de divorț. Unii au trecut prin el, alții sunt la un pas de el, alții se gândesc să-și creeze o familie. Și iată, cred că familia Țuțuianu e un exemplu. Toți pentru unul și unul pentru toți. Și asta e un lucru frumos. Da, însă și denumirea de familie exprimă sau are ca și sinonim unitatea. Eu știu acest lucru, l-am trăit și noi din plin. Am fost și noi supuși încercărilor grele și nu, slavă lui Dumnezeu, nu am cedat. Dimpotrivă, necazurile ne-au unit mult mai mult. Și noi ne-am confruntat cu probleme de genul acesta în privința tatălui meu și a fost greu, dar Dumnezeu ne-a călăuzit într-o unitate. Așa am fost crescuți, așa am fost educați și Dumnezeu ne-a ajutat să rămânem
împreună la bine și la greu și sunt încântată când aud că familiile rămân la fel de unite sau poate mult mai unite în fața încercărilor de acest gen. Le transmit din tot sufletul acestor oameni deosebiți pe care aflu, despre care aflu în această seară că sunt capabili de o dăruire extremă, toată admirația și toată prețuirea mea, pentru că știu că sunt momente în care unii dintre membrii familiei cedează puțin, obosesc și trebuie să fie imediat în apropierea lor alți membri ai aceleiași familii care să preia toate încercările și să le ducă mai departe exact din locul în care unul dintre membrii familiei care până atunci era activ le-a lăsat și să le ducă mai departe. Noi așa am procedat și cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut oarecum peste toate. Nu este simplu, este greu. Vă mărturisesc că uneori ne împăream foarte responsabil lucrurile și discutam că și în momentul în care simțim că cedăm, trebuie să ne anunțăm și în spatele fiecăruia dintre noi era altcineva. Este greu. Da, vezi că familia pentru ea, având 4 copii din ce știu și un soț, toți au luptat împreună. Pe lângă familia creată din copii și tată, soț, iată că vine și familia bisericii să fie aproape și a televiziunii și a radioului și alte pârghii care au preluat toată această informație. Aduce-o acolo la fiecare om cu inimă mare. De aceea spuneam că tu răspândești ce primăvara. În ultimul mesaj, dacă ești rece, nu-i datorită iernii, ci datorită ce e inima ta. Vedem acum oamenii cât de calzi vor fi cu Doamna și cât de darniși vor fi, pentru că vor face încă un suflet fericit, încă un suflet care își dorește ca visul Dumnezeu de a nu mai avea dureri, poate de a câștiga puțin din mobilitate, din capacitățile pe care le-a pierdut. Ar fi o mare binecuvântare și cred că cel mai mare lucru pe care l-ați putea face ar fi voi fericiți că puteți face fericiți pe alții. Am și un mesaj aici. Bună seara, Mircea, pe mine vremea mă influențează atât sentimental cât și din punct de vedere al sănătății. Scrie Costi Tatiana Mahmote. Păi iată, uite, vezi, sunt persoane care influențează și sentimental și din punct de vedere al sănătății. Da, acest aspect trebuie destul de bine abordat și gestionat, pentru că, într-adevăr, sunt persoane care au acea meteosensibilitate, care nu este deloc de ignorat, dimpotrivă, și Doamna spune, pe mine mă influențează atât din punct de vedere al sensibilității, cât și din punct de vedere al sănătății. Uh-huh. Așa este. Sentimental, uneori simți că ești ușor deznădăjduit, pentru că altă dată te mișcai mult mai bine, puteai să faci anumite lucruri cu mai multă ușurință și aveai, iată, o stare de spirit mult mai bună. Și parcă și viața decurgea într-o anumită nuanță mai roz. Știm cu toții că o rază de soare ne dă de 10 ori mai multă energie, apariția unei raze de soare. O zi plină de viață parcă ne stoarce puteri. O ploaie din aceea care parcă simți că nu se mai sfârșește din nou, pentru că peisajul este oarecum în oameni triste. De asemenea, iată, o zi plină de
o zi plină de intensități solare deosebite, un vânt binefăcător, iată, ne poate crea o stare, așa cum spuneam, de spirit extraordinară și ne crește foarte mult energia, vitalitatea. De asemenea, trebuie să știm că în această perioadă este foarte bine să ne alimentăm corespunzător și nu numai asta, să recurgem și la câteva vitamine dacă este nevoie, pentru că, într-adevăr, ne aflăm la un sfârșit de anotimp și începe celălalt și iată ne confruntăm și cu asteniile de primăvară, care vrem, nu vrem, trebuie să vină și ele. Așa că, într-adevăr, să aveți grijă de dumneavoastră, să vă alimentați. Hai să vorbim în ce provoacă aceste astenii de primăvară sau de anotimpuri, schimbările astea, ce poate produce în psihicul omului, în starea fizică, nu știu. Da, pentru că am văzut multe situații neplăcute în ultima vreme și poate ne spui câteva lucruri în sensul ăsta și la ce să aibă grijă omul. Da, păi în partea aceasta fizică, am spus, există acele... Gripele sunt la mare căutare în această perioadă și virusii au fost atât de puternici pentru că au ajuns cam la 100 de persoane, dacă nu au și depășit puțin 100 de oameni care au decedat datorită gripei care a fost în această perioadă. Da. Așa am înțeles că tulpinile care au fost în acest an, într-adevăr, au făcut destul de multe, au lăsat destul de multe consecințe. Trebuie să avem grijă, în primul rând, de sistemul nostru imunitar, care, iată, este destul de greu încercat. Și dacă este posibil, să încercăm pe cât posibil să ne și mișcăm atât cât putem, nu neapărat să rămânem foarte multe zile în casă și după aceea când ieșim afară să fim expuși, într-adevăr. Să nu existe zi, numai dacă sunt probleme cardiace enorm de mari, atunci ne ferim, dacă sunt temperaturi iarăși scăzute, rămânem în casă, dar dacă un moment mai prielnic al zilei, spre exemplu în jur la miezii, ne permite, e bine să ieșim sau e bine să lăsăm geamul o perioadă mai lungă de timp și să inhalăm acel aer destul de bine ozonat, să nu pierdem totuși contactul cu temperaturile de afară, pentru că ele au și ele rolul lor, să alternăm ușor plimbările scurte cu rămânerea în casă, dar să nu exagerăm. În toate trebuie să fie așa un fel de îmbinare și o alternare destul de responsabilă a acestor temperaturi. De asemenea, să încercăm să avem grijă să ne hidratăm cu băuturi calde și să avem grijă de temperatura noastră corporală. Dacă avem un organism mai tarat, v-am spus să apelăm la tot felul de tratamente care să fie dirijate atenție de medici, pentru că nu putem să știm niciodată ce putem noi să producem dacă ne recurgem la automedicație și este bine să apelăm la specialiști. De asemenea, să încercăm cât posibil să ne găsim activități casnice care să ne țină mereu mintea ocupată. Uh-huh. Să lecturăm ceva plăcut, să ascultăm muzică. De asemenea, să încercăm să ne gândim la lucruri pozitive. Pentru că în această perioadă se intensifică un pic anxietatea, se intensifică depresia. Știm foarte bine că perioadele acestea sunt de primăvară-toamnă. Și de ce nu să avem grijă și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de toți cei din jurul nostru? Pentru că, da, pot fi dezechilibre destul de puternice și să nu rămânem impasibili. Bună, uite, domnul sau doamna Costi, Tatiana Mahmud, spuneau că
au unul dintre ei, nu știu, ei trebuie să ne spună, pentru că se pare că contul e ambilor soți, ca să spunem așa, au spasmofilie. Ia calciu cu magneziu și vitamina B6. Da, iată, aceste aspecte trebuie într-adevăr foarte bine monitorizate. Este într-adevăr o afecțiune care trebuie să aibă mereu, să fie mereu. Și apropo de lucrul ăsta, continuă și spune că la fiecare anotimp de când se schimbă, este recomandat. Nu știu acum tu ce... Da. Spui, da, așa este. Medicii de familie sau medicii de medicină generală pot să ajute foarte mult pe aceste persoane care se știu cu tot felul de carențe din acestea de calciu, magneziu și vitamine, pentru că într-adevăr spasmofilia este o afecțiune care nu cedează foarte ușor și pe care noi o ducem cu noi destul de multă vreme, și mai ales dacă am avut-o cumva și de prin copilărie, e clar că ea... Da, eu am înțeles că această spasmofilie are totuși leac cu o alimentație vegană, vegetariană, vegană. Asta voiam să spun, că ea poate fi oarecum echilibrată atunci când, pe lângă medicația atentă, controlată și specializată, este alternată sau compensată cu o alimentație bine, din nou, bine, cum să-mi explic să nu greșesc, deci bine echilibrată din punct de vedere caloric. Și așa cum spuneai, dacă se poate vegetariană, dacă nu, să apeleze la un nutriționist care să le facă într-adevăr o schemă de alimentație personalizată. Uh-huh. Pentru că iată, aici nu putem să ne alimentăm după ureche, atâta timp cât există niște deficite, ei trebuie să apeleze la un nutriționist care, în funcție de deficitele dumnealor, să păstreze un echilibru și să nu producem mai mari decompensări dacă nu dăm organismului. Și au și un copilaj mic, să le trăiască, dacă tot ne scriu și ne-au spus că au și un copilaj frumos și mic. Dumnezeu să ne ajute, da, și să-l crească frumos și să rămână părinții lui minunați. De care iată, familia completă, ca să vorbim despre familie, pentru că vom vorbi și despre ce se întâmplă cu familia în ziua de astăzi și ce se va întâmpla mine. Ce și cum? Rămâneți cu noi, pentru că e important. Întrebarea noastră este, sunteți pro-familie sau nu? Cum vedeți voi familia? E întrebarea noastră de început, așa, pentru voi, ca să ne răspundeți. Și cât de influență are soțul și soția asupra voastră pentru a fi fericiți? Bun, revin la povestea asta cu influența, pentru că uite, vezi, influența o face vremea, dar cel de lângă mine, câtă influență are, domnule? Uite, e întrebarea pe care le-am pus-o și dragilor noștri telespectatori și ascultători, câtă influență are? Cât de important este? Iată, dacă putem vorbi despre meteosensibilitate și despre influența aceasta meteorologică, de asemenea putem vorbi foarte bine și despre influența indivizilor din viața noastră. Acum, unii dintre ei au o influență mai mică sau mai mare, mai mică atunci când ei vin în viața noastră sau intervin în viața noastră într-o mai mică măsură prin frecvența intervențiilor, spre exemplu colegii de serviciu sau, eu știu, rudele îndepărtate, iar ceilalți pot avea o influență enorm de mare în viața noastră datorită frecvențelor foarte mari, adică zi de zi, și aceștia sunt de regulă partenerii din familie. Ce să zic? Influența atunci când omul respectiv este o persoană pozitivă poate fi benefică și constructivă și de bun augur. Și de obicei asta ne dorim. Ca persoanele cu care noi venim cel mai des în contact să fie persoane
purtătoare de De bine. influențe benefice, da? Cu care noi să ne putem, în preajma cărora noi să ne putem dezvolta armonios și împreună să evoluăm din punct de vedere al evoluției noastre și fizice, și psihice, și spirituale, și din toate punctele de vedere. Se întâmplă uneori să avem parte, sau de regulă se întâmplă să avem parte de astfel de persoane și, din păcate, se întâmplă să nu fie mereu așa. La început totul este bine și frumos și dintr-o dată constatăm că parcă nu mai rezonăm, nu mai suntem pe aceeași lungime de undă, nu ne mai plac anumite, eu știu, afecte pe care altădată le discutam cu plăcere sau constatăm că nu mai avem aceleași opinii, aceleași valori și se întâmplă să intrăm în conflicte. Contează foarte mult și flexibilitatea persoanei cu care noi discutăm și umorul acesteia și cât introvertit sau de extrovertit este, cât de mult face compromisul acesta al remedierii conflictelor și cât de ușor putem noi să găsim remedii sau remedii și soluții la problemele respective. Când situațiile se degradează mult mai mult, este bine să încercăm să găsim acolo soluții. Nu întotdeauna le vom găsi. Este bine să acceptăm că avem poate o parte, o perioadă mai proastă a vieții noastre și să mergem să apelăm la specialiștii care ne pot ajuta. Sau, dacă vedem că cealaltă persoană de lângă noi are diverse stări negative sau, eu știu, intră într-un cond din acesta de nesiguranță, de liniște, de instabilitate, pentru că asta este până la urmă, nesiguranța, neliniștea, instabilitatea, iritabilitatea, irascibilitatea, ușoarele agresivități sau agresiuni, duc mai departe spre stările. Este bine să-i ajutăm, să-i urmăm, să discutăm cu ei și să vedem ce remedii putem găsi împreună. Bun, Pentru că Costi ne scrie că el este și cu spasmofilia, ne-a și scris. El ne scrie așa: eu sunt, sincer să vă spun, eu sunt fericit alături de soția mea. Fără ea aș fi un nimeni. Are o influență puternică, dar în același e foarte frumoasă asupra mea. Are o influență foarte frumoasă asupra. Avem 2 ani de căsnicie. Nu. Iată. foarte frumos, mă bucur să aud astfel de lucruri, mă bucur să aud că influențele sunt frumoase și mă bucur să aud că, într-adevăr, deși există, iată, niște mici probleme în sănătatea dumneavoastră, din punct de vedere psihic sunteți bine echilibrat. Da, într-adevăr, când partenerii au intenții pozitive și pot accepta în egală măsură problemele cu care se confruntă și pot găsi, așa cum am spus, soluții comune la problemele respective și, în primul rând, bazate pe respect reciproc. Și este imposibil ca ajutorul să nu vină mereu și să fie extrem de bine alimentat în vasul emoțional. Pentru că în astfel de relații nu este ca o persoană tot să investească, să investească și tot să dea din bagajul său emoțional și cealaltă persoană să nu aprecieze niciodată, să nu vadă că acea persoană a depus atât de mult efort pentru binele tuturor și să nu mai primească în schimb acea mulțumire, acele momente frumoase cu care să poată să fie realimentat vasul emoțional și la un moment dat simți că ești demotivat, că ești epuizat și nu mai ai de unde să furnizezi și tu acel bine, acea armonie pentru stabilitatea cuplului.
Da, foarte frumos, dar cât de important este, și asta este, ca cei trei să fie una, de fapt patru, pentru că vorbim de Dumnezeu, centrul relației, tată, copil și mamă. Aceasta este, din punctul meu, relația ideală. Acolo unde Dumnezeu consimte astfel de aspecte, este imposibil ca relația să nu fie una. Aceasta este tot ceea ce își poate dori o familie, tot ceea ce își poate dori un copil, tot ceea ce Dumnezeu s-ar bucura să vadă într-o familie, și sunt sigură că foarte multe dintre familiile noastre simt că sunt una. Din păcate, există și familii în care se perturbă anumite anumite reacții, anumite stări, dar dacă toată lumea, adică membrii familiei, sunt cu nădejdea în Dumnezeu și se îndreaptă spre Dumnezeu, cred că El găsește soluția potrivită să poată ocrotii. Da, am să spun trei cuvinte și ne spui despre ce e vorba. Marșul pentru viață. Împreună da, pentru familie, ca să continui așa. Marșul pentru viață este un marș care în România și în Republica Moldova va avea loc mâine în preajma sărbătorii Bunei Vestiri. Este foarte important acest marș. Am aflat și eu cu mare bucurie despre el. Știu că se întâmplă de câțiva ani încoace, dar în acest an, iată, au intervenit în marșul pentru pace foarte multe orașe din țara noastră. 300 de orașe. Poftim? 300 de orașe din România. Da. La Botoșani, spre exemplu, așa cum spuneai tu că la voi la Oradea este în jurul orei 14 și 30 pentru Oradeni. Deci, dragii mei, în Piața Unirii din Oradea, 14:30, marșul pentru viață ne așteaptă acolo. Vă aștept, dragii mei, pe toți orădenii și din prejurimi să luptăm pentru familie, să fim pro-familie, pro-tată, pro-mamă, pro-copil, să fie împreună pentru totdeauna. Nu altfel. Da, eu am aflat că la noi în Botoșani va avea loc începând cu ora 14 și va începe tocmai de la biserica cu numele Buna Vestire, undeva pe strada Primăverii pentru cunoscători. Acolo va fi momentul de început al marșului și am avut și eu privilegiul și bucuria, prin îngăduirea bunului Dumnezeu, spun, și prin șansa pe care mi-a dat-o una dintre colegele mele, să pot să mă alătur cu câteva cuvinte într-un interviu care am înțeles că va fi parte dintr-un film motivațional pentru oameni, de ce este important să participăm la acest marș. Vă mărturisesc că a fost pentru mine un moment excepțional, acela în care am putut să-mi expun motivația și de asemenea am putut să aduc cuvinte de mulțumire oamenilor care, atunci când aveam poate foarte mult pe nevoie de sprijin, mi l-au acordat, adică liceului seminar teologic. Când băiatul meu era foarte mic, am avut șansa să-l am la grădinița seminarului teologic și îi spuneam că niciodată nu o să pot găsi cuvinte de mulțumire lui Dumnezeu și oamenilor minunați, pentru că pentru o mamă nu este bucurie mai mare decât să știi că dimineața, la primele ore, îți credințezi copilul în mâinile lui Dumnezeu și te poți duce liniștită la muncă. Pentru mine a fost așa ca un fel de privilegiu, bucurie, care a durat 3 ani și acolo copilul meu a fost ușor, ușor familiarizat cu aceste ritualuri specifice credinței, adică împărtășania,
participarea pe nivelul lor la micuțe slujbe, spovedania, nu știu, până și rugăciunile acelea zilnice la masă, la anumite sărbători. Eu au creat copilului meu o anumită Stare sufletească nu pozitivă. mai stare sufletească, dar a intrat așa ușor, ușor în tainele acestea ale credinței, oarecum călăuzit de oameni minunați și Putem să ascultăm ceva din clipul, pentru că am preluat patru clipuri și vreau să le auzim și poate le auzi și tu din nou. Le-am găsit pe Facebook pentru toți și hai să ascultăm ceva din cele patru clipuri și ne întoarcem să facem ultimele concluzii și oamenii vor alege să mâine să meargă în fiecare oraș și în București începe cam după ora 11, dragii mei, în Piața Unirii, tot în Piața Unirii și mă gândesc că în celelalte orașe de asemenea după prânz vor începe aceste manifestări. De aceea v-am rugat să scrieți cei care știți despre manifestările din județul vostru, din orașul vostru, să scrieți ora și toate detaliile unde și cum se va merge, pentru că e important să informăm pe ceilalți de lângă noi, să fim împreună o familie unită, în adevăratul sens al cuvântului. Hai să ascultăm materialele și ne întoarcem. exprimate în cuvinte. Dar totul se învârte în jurul lui. Universul gravitează în jurul lui. Aveți un mesaj pentru mama dumneavoastră? Păi, în primul rând vreau să-i mulțumesc că mi-a dat viață. Îmi pare rău că n-am frați surori. În rest, totul a fost foarte frumos. E important să, apropo de copii, e important să fii cel puțin un copil la părinți, măcar doi, dacă nu se poate mai mult, pentru că e mai greu când ești singur la părinți. Din punctul meu de vedere, eu fiind singur la părinți, mi-am dorit frați surori, nu s-a putut din anumite motive, dar e important familia să fie numeroasă, să ai pe cine să te bazezi mai încolo la viață, la bătrânețe și nu numai. Să fii mamă este... Toată lumea spune că este o slujbă full-time. Este... Eu nu aș numi o slujbă. Este o activitate foarte frumoasă pe care tu practic ți-ai însușit din momentul în care ai adus pe nou un bebeluș și încerci să îi oferi absolut tot ce este mai bun, toată iubirea de care tu poți să dispui și să ai grijă de el astfel încât să fie el bine. De fapt, asta este cel mai important. Nu te poți pregăti, nu există să te pregătești dinainte să fii mamă. Pur și simplu totul vine treptat și înveți pas cu pas ce trebuie să faci. Chiar dacă mulți spun că trebuie să te ajute bunicii, trebuie să te ajute o bună, nu este așa. Cred că cea mai important este să fii tu cu copilul tău și cu soțul și să te îngrijești de el, să știi exact ce are nevoie, când are nevoie, cum are nevoie și să-l citești atunci când vrea el să-ți spună ceva. Dar despre asta e vorba. Copilul e fericirea pe cămău. Tot și vreau să a fost copil. Dar familia în jurul dumneavoastră era foarte fericită. Și copilul era că avea atenție. Ce înseamnă copilul pentru dumneavoastră? Copilul reprezintă tot. Viața mea. Și ce înseamnă viața atunci pentru dumneavoastră? O bucurie imensă care ne-a fost adusă dată de Dumnezeu când mai speram. Aveți un mesaj pentru mama dumneavoastră? Că o iubesc și pe ea și pe mama mea și pe tatăl meu. Iubesc pe amândoi foarte mult și le mulțumesc că m-au adus până la vârsta asta și am reușit și eu să ajung la stadiul de a fi mămică și de a înțelege mai bine punctul lor de vedere și sentimentele pe care le au față de noi și noi mai departe față de copiii noștri. Ce înseamnă viața pentru dumneavoastră? Bucurie, minune, optimism. Viața trebuie trăită din plin. Și ce înseamnă copilul pentru dumneavoastră? Copilul este cel mai intens lucru trăit până la 35 de ani. Mulți înainte. Aveți un mesaj pentru mama dumneavoastră? O iubesc. Ce înseamnă
înseamnă copilul pentru dumneavoastră? Copilul înseamnă zâmbete, bucurie, nopți nedormite, responsabilitate și, sper eu, cunoaștere împreună. Părinte e cu tot o altă lume, înseamnă mult mai multă responsabilitate decât non-părinți, bucurii și greutăți. Dar împlinire. Împlinire ca femeie, zic eu. Și ca om. Mulțumim. De ce? Da. Da. A fost primul clip pentru tine. Nu știu cât ai auzit din el, dar ăsta a fost primul clip. Da, l-am auzit pe tot, Mircea. Mărturisesc că mi-au plăcut foarte mult opiniile oamenilor și spuneau că cel mai... Deci mi-a plăcut acel domn care spunea că este cel mai intens lucru trăit până la 35 de ani. Eu când am știut că o să am copilul și după ce l-am născut am spus că a fost cel mai de preț lucru pe care nu l-am făcut până la 31 de ani. Până atunci mă gândeam, zic, uite, am făcut aia, vai, am fost în locul X, am văzut nu știu ce. Nimic nu se compară ca și valoare sau ca și traseu sau ca și parcurs din punct de vedere educațional cu minunea aceea numită copilul tău, care într-adevăr este cea mai mare dintre împlinirile pe care Dumnezeu ți le poate da. Hai să ascultăm al doilea material. Sigur. Ale copiilor care bat pentru dragoste și bucurie. O lume în care oricine se poate bucura de venirea pe lume a unui copilaș. O lume în care suntem recunoscători că am primit darul vieții. Vino la Marșul pentru Viață să construim împreună o lume pentru viață. A fost mai scurt. Da, și plin de îndemnuri. Mai am un videoclip interesant. Va suna ca un clișeu, dar înseamnă totul, nu? Pentru fiecare părinte, un copil înseamnă totul din momentul în care se naște și probabil până când se termină existența ta pe acest pământ. E un sentiment foarte frumos. Este ceva care nu poate fi descris în cuvinte de cele mai multe ori. Vine la pachet cu bune și bunele, dar în orice caz este o experiență pe care cred că ar trebui să încerce orice. Copilul e cea mai importantă parte din viața unui om. Simți într-adevăr că ai un sens în viață, e absolut totul, ca să spun așa, adică orice faci, faci pentru copil, adică ei înseamnă copilul, totul depinde de el. Este foarte important, cel puțin de când a apărut copilul în viața mea, chiar e cel mai important lucru. Aveți un mesaj pentru mama dumneavoastră? Pentru mama, da. Îi mulțumesc tare mult pentru tot ce face zi de zi pentru mine. E cea mai importantă ființă din viața mea. Și cred că mama în viața unui om reprezintă sursa tuturor, îți dă energia de care ai nevoie ca să duci orice mai departe. Pentru mamele noastre sunt noi gânduri acum, le apreciem mult mai mult decât înainte. Înainte să fii părinte, mai mult încerc să pui o barieră între tine și ei. Și cum mi-a spus chiar mama ieri, că ce, când e copilul mare începe să fii părinte, să având grijă de noi. Și într-adevăr, acum îi apreciem mult mai mult. Vedem ce înseamnă să fii părinte, să crești un copil. Și grija față de el, și na, greutățile. Da, și le apreciem mai mult pe mamele noastre. Numai gânduri frumoase, pentru că mamele, pentru copii în general și tații ca noi, sunt, dar mamele sunt deosebite, pentru că sunt mult mai responsabile decât noi în a crește un copil, în a-l responsabiliza, în a arăta ce e bine și ce e rău în viață și petrece foarte mult timp cu el
întotdeauna e bine ca noi tații să nu fim răutăcioși când un copil iubește mai mult mama decât tata, pentru că ea e responsabilă pentru tot ce faci. Și e cel mai frumos sentiment când ai ocazia să vorbești despre mama. Când spui mama, spui totul. Pur și simplu, cuvântul te copleșește atât de mare încât, nu știu, pe mine mă face să mă cutremur. Ce înseamnă copilul pentru dumneavoastră? Bucurie. A fost o mare bucurie când a venit pe lume. Un dar de la Dumnezeu. Binecuvântare. O împlinire. Și o nouă etapă în viață. Și viața. Ce înseamnă viața? Viața. Da, păi eu sunt calea, adevărul și viața. Viața în primul rând e Hristos. Viața ar fi să trăim viața pe pământ așa cum a dat-o Dumnezeu. Cât mai aproape de Dumnezeu și de cei dragi nouă, de oameni, de semeni. Și copilul ne apropie și mai mult de Dumnezeu. Uite ce întreabă nenea, ia răspunde și tu. Auzi ce întreabă nenea, ce e viața? Luca, ce e viața? Deci e un dar dat de Dumnezeu pe care merită, pe care merită să te folosești din plin. Fără să fii rău, fără să fii arogant, fără să fii invidios, fără să fii rău față de cei din jur. Trăiește cât poți, așa cum cineva a zis, fă totul pentru tine și cei din jur. Ei, al treilea material a fost... A fost excepțional și mă gândeam să completez că, într-adevăr, din meseria de părinte nu pot să demisionez niciodată. Ea începe atunci când ai hotărât că trebuie să consimți la a participa pentru a aduce pe lume o viață, în a-i acorda climatul familial necesar ca să se dezvolte cele 9 luni până la concepere și mai departe în a o primi cu responsabilitate în lumea aceasta mare și a-ți îndeplini pas cu pas responsabilitățile atât materiale cât și educaționale cât și spirituale pentru ca acea viață să devină pas cu pas un om independent care mai târziu să te poată depăși valori și care să aibă o zestre din punct de vedere educațional, spiritual, atât de puternic cât și ea la rândul ei să fie capabilă să o transmită mai departe generațiilor următoare. Hai să ascultăm ultimele două materiale, le luăm pe rând, vedem ce și cum și apoi ne pregătim de final să facem concluziile. Pentru a susține viața. Știți care a fost tema atunci? A fi pro-viață înseamnă a fi pro-femeie. Pentru că tocmai aceasta este semnificația marșului pentru viață. Faptul că suntem alături, că știm să fim alături de femeile în criză de sarcină și de copiii nenăscuți. La București vom avea și un trenuleț și abia așteptăm să vedem care vor fi pasagerii trenului zăpezii. Într-adevăr, va fi frig. Poate vom îngheța, dar vom fi fericiți. Vom putea spune, cu zâmbetul pe buze și cu bucurie, suntem aici pentru voi. Înțelegem greutățile prin care trece o femeie în criză de sarcină. Dar o invităm, o îndemnăm să găsească sprijin, să caute soluții, să caute acei oameni care o sprijinesc pe ea și pe minunea care este în pântecele ei, copilul. O lume pentru viață se construiește și în frig, se construiește și cu gheață în jurul nostru, pentru că ceea ce ne încălzește cu adevărat este dragostea pentru femei și copii, dragostea pentru copiii născuți și nenăscuți, dragostea care salvează vieți. O lume pentru viață este o lume care ne unește, o lume în care cu toții, născuți și nenăscuți, ne bucurăm unii pe alții. Vino și tu pe 24 martie la Mășul pentru Viață. Da, iată un subiect extraordinar de important pe care și eu am încercat să-l dezvolt, acesta al femeii în criză de sarcină. Este adevărat că unele dintre femei sau tinerele fete care, iată, au
Statisticile spun că au început să aducă în lume copii de la vârste foarte fragede. Uneori nu au susținerea familiei adecvate și ele rămân într-o extremă delicată. Nu știu la cine să apeleze, nu știu ce să facă. Și mă găsesc o care finalitatea abortul. Din punctul meu de vedere, este uneori o soluție extremă în anumite patologii și nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Sunt un susținător la situații în care dacă se impune, atunci asta este o alegere terapeutică, dar de cele mai multe ori trebuie să fim acolo, lângă femei, în a le sprijini din punct de vedere moral și, de ce nu, chiar din punct de vedere fizic și psihic, pentru că se întâmplă ca ele să aleagă în derivă diverse soluții și nu este bine. De asemenea, aș vrea să vă spun că trăim într-o lume în care familia tradițională are niște cutugme destul de adânc înrădăcinate, prin care aducerea pe lume a unui copil într-un moment nepotrivit ar provoca urgență. Din potrivă, venirea pe lume a unui copil este întotdeauna o mare bucurie. Am întâlnit în cariera mea părinți care și-au susținut fetele, erau însărcinate în perioada liceului, au reușit părinții să le ajute să-și continue liceul, să-și găsească un drum în viață, le-au susținut cu bucurie nepoței, chiar câteva cazuri și acum cu care lucrez, le umple viața de satisfacții. Mamele respective sunt mame responsabile și sunt prezente în viața copiilor și, iată, toată familia are doar bucurii de câștigat. De asemenea, mă gândesc și la situațiile în care femeia nu este sprijinită și trăiește tot felul de angoase în timpul sarcinii, tot felul de anxietăți sau tripă, tot felul de blocaje expresive, nu mai știe cine să vorbească și nu mai știe cui să spună despre bucuria sau nefericirea ei. Și iată, și copilul are diverse repercursiuni în dezvoltare. De asemenea, sunt situații în care mamele respective, imediat după ce nasc, au tot felul de dezechilibre, începând cu acea psihoză postpartum și continuăm cu tot felul de alte probleme nedorite, și decât să știm că avem o mamă recompensată care nu mai poate să își îngrijească copilul în funcție de nevoile și necesitățile sale, în funcție de stadiile sale de dezvoltare, mai bine haideți să ne unim toți, să respectăm aceste ființe minunate, să le acordăm sprijin. Deci, dacă sunt singure, să știe că există specialiști care pot să le ajute, că există oameni care le pot întinde mâna, totul este ca ele să aibă puterea necesară să ceară ajutorul specializat în timp. Bun, hai să ascultăm și ultimul material. La Mare pentru Viață 2018. Ești fiica noastră. Aș vrea ca fiecare om să înțeleagă că viața este ceea ce prilejuiește toate lucrurile frumoase din lumea noastră. Aș vrea ca fiecare bărbat să-și asume demn și grijuliu purtarea de grijă pentru copilul lui și pentru mama acestui copil. Ca părinții oricărei femei în criză de sarcină să-i spună: suntem părinții tăi, ne bucurăm să avem un nepot, te ajutăm necondiționat, ești fiica noastră, iar copilul este nepotul nostru. Ca orice șef și orice coleg de serviciu să-i spună unei femei angajate care îi anunță că este însărcinată: iată, ai cel mai greu serviciu din lume, dar și cel mai frumos. Ai tot respectul, sprijinul și prețuirea noastră.
ca nicio femeie să nu trebuiască să aleagă între frumusețea artei sau sportului pe care îl practică și frumusețea și viața copilului ei. Ca fiecare om să știe că, așa cum este nevoie de un sat ca să crești un copil, poate să fie nevoie tot de un sat pentru ca o femeie în criză de sarcină să fie sprijinită să-și nască pruncul. Ca fiecare doctor să înțeleagă de ce a spus Hipocrate în jurământul său, care este piatra de temelie a vocației de medic. Nu voi da femeii medicamente abortive, pentru că medicul este chemat să redea sănătatea, nu să ia viața. Aș vrea ca fiecare om care audă că o femeie este însărcinată să se bucure, să se gândească dacă are nevoie de sprijin, sunt alături de ea. Să o trateze ca cea prin care se întâmplă o minune. Fiecare copil e o minune. Uitați-vă la ochii unui copil, la zâmbetul lui. Acestea nu existau cu câțiva ani în urmă în lume. Acum există și asta este o minune. Aș vrea ca fiecare să înțelegem că tații și mamele noastre, soții și soțiile noastre, profesorii și doctorii noștri, eroii din trecut și din prezent, artiștii și sportivii care ne fac demni și bucuroși, toți, dar absolut toți, au fost copii în pântecele mamei lor, copii și mame care au fost sprijiniți să se nască și apoi să dezvolte ceea ce a pus Dumnezeu în fiecare. Vino să construim împreună o lume pentru viață. Vino la Marșul pentru Viață 2018. În peste 300 de orașe din România și Republica Moldova, sâmbătă aceasta, 24 martie, tu, eu, ea, noi facem diferența. Noi facem o lume pentru viață. Da, ăsta e ultimul material care ne îndeamnă să mergem mâine la Marșul pentru Viață, 24 martie 2018, fiecare în orașul lui, în cele 300 de orașe din România. Pornind din București, Timișoara, poate Oradea, Botoșani și în întreaga țară, cu siguranță veți avea un aport important să fiți acolo și de aceea mergeți împreună cu soțul, soția, copilul și luptați pentru familie. Da, Mircea, Laura, permitem să spun că ultimul clip mi-a plăcut extraordinar de mult și este așa un deziderat pe care poate fiecare țară și-l dorește să-l aibă în abordarea sa legată de problematicile acestea atât de normale și firește ale familiei și ale unei femei. Știm cu toții că se întâmplă de foarte multe ori ca poate, eu știu, rudele să nu consideră un moment extraordinar de bun venirea unui copil sau șeful să știe că acel angajat este foarte bun în acel post în care s-a angajat și că, iată, este un moment nepotrivit pentru că va lipsi și, de asemenea, o sportivă, să ne gândim la sportive care trebuie să aleagă mereu între cariera lor și amânarea în ceea ce privește aducerea pe lume a unui copil. Momentele acestea sunt unice. Eu vreau să vă spun că poate că aici ar fi trebuit să se discute și despre femeile cu dizabilități care știm foarte bine câte contraindicații pot să aibă în anumite situații și care aleg, de asemenea, să aducă pe lume copii cu orice risc. Da, apropo de lucrul ăsta, în același timp statul român să sprijine mai mult dorința persoanelor cu dizabilități, că este soț sau soție și au copii împreună, normali, da? Să-i lase să-i crească. Dacă ei se descurcă, dacă Sigur. Ai auzit o emisiune tot de-a mea acum câteva săptămâni, tot acum două săptămâni în urmă, când era să rămână fără copil acea familie din Piatra Neamț. De asemenea, de aceea rog statul român dacă poate să ajute aceste persoane, nu să îi vicieze de copil, pentru că gândiți-vă câte persoane și-au pierdut poate copiii și cât îi dure, da să-i iei
viu din mână și să-l dai în adopție altei familii. Oare cum iese? Nu cunosc exact cazul pe care... Da, hai să-ți explic pe scurt despre ce este vorba și cu această ocazie să luptăm și pentru lucrul ăsta dacă mergem la Marșul pentru Viață. Familia Balea, Mădălina și cu Octavian au fost în Anglia și povesteau că au fost toate bune și frumoase până nu și-au găsit ei de lucru pe acolo, că a fost destul de greu. Direcția pentru protecția copilului a intervenit să-i ajute, că să așa, și între timp a rămas fata însărcinată și i-a tot pus pe drumul și le-a spus că ei trebuie să aibă un însoțitor pentru a crește copilul ăsta, pentru că ei nu se vor descurca. Ei, neavând însoțitor, le-a spus ori plecați din țară sau ceva de genul ăsta, ori așa, ori rămâneți aici și rămâneți fără copil și sau aveți însoțitor. Oamenii au ales să plece în țara lor natală, adică în România, să se ducă acasă decât să semneze niște hârtii care însemneau deja aproape adopția copilului. Însoțitor aveau nevoie pentru că erau persoane cu deficiențe vizuale sau... Exact, vizuale. Deci cei din statul în care erau temporar, să înțeleg că le impuneau ca în intimitatea familiei lor să mai intervină o terță persoană care să ia la creșterea copilului. Da, da, s-a corect. S-a constatat cumva că aceste persoane erau incapabile din punct de vedere fizic și mental ca să-și poată îndruma copilul? Păi nu, pentru că ei nici nu l-aveau născut, ca să vezi tu poveste. Deci ea l-avea în pântece, față. Deci n-aveau ce să constate. N-aveau ce să constate. Asta este paradoxul. Este un nonsens din punctul meu de vedere, atâta timp cât tu nici măcar nu ai observat abilitățile de mamă. Păi nu i-ai observat, doar a pus-o în fața faptului împlinit. Dacă îl naști, deci gândește-te că oamenii, deci aveau, ca să dau o glumă așa, bine îl nășteau, vine cineva și îl lua deja. Deci ca să ne înțelegem. Probabil că ei s-au gândit, ei i-au subestimat din punct de vedere al abilităților lor de părinți, încă dinainte de a... Da, în prisma problemelor de vedere. Ea, nevăzând aproape deloc, el mai având resturi de vedere. Și atunci... Tatăl, clar că putea să se descurce oarecum, deci mai bine decât, dar nici soția nu era atât de incapabilă să... Și imediat au pus eticheta asta că trebuie să aveți a treia persoană, altfel risca să rămâneți fără copil. Și ei se pregăteau să-l adopteze. Mi se părea de bun simț să-i fi produs în niște... Deci în perioada în care doamna respectivă ar fi fost însărcinată, să-i introducă niște cursuri din acestea parentale. Și da, de acord. Doamna, da. Și dacă doamna nu ar fi dat dovadă de responsabilitatea necesară sau măcar 2-3 luni să o fi monitorizat cineva și dacă doamna nu ar fi dat dovadă de astfel de lucruri, să se facă niște constatări reale și abia după aceea să poți să incrimineze oamenii respectivi. Știu că și la noi în țară câteodată se mai întâmplă astfel de lucruri, ca cineva să suspicioneze abilitățile parentale ale unor persoane cu dizabilități, dar nu mi se pare deloc în regulă. Eu, ca mamă, pot să vă spun că am întâlnit și am avut colege de liceu și chiar cunosc foarte multe doamne care și-au crescut copii exemplar, deși ele nu au văzut niciodată. Avem în orașul în care eu locuiesc o familie care nici domnul, nici doamna nu vedea și au crescut 4 copii absolut normal din punct de vedere fizic. Erau copii valizi și au crescut extraordinar de frumos. De asemenea, știu foarte multe alte familii care au crescut copii. Sunt chiar, există o familie care are copii aviatori, deci iată, au dat dovadă de o deschidere mentală și parentală excepțională și dacă mi se permite și sunt auzită, aș dori să spun un SOS.
persoanele cu dizabilități au niște valențe maternale și paternale excepționale. Poate mai mult decât, n-aș vrea să jignesc pe nimeni și să nu dau comparații exagerate, dar iată, ei având aceste simțuri care compensează, sunt poate de multe ori mult mai vigilenți și mult mai înzestrați cu anumite abilități și sunt mult mai protectori în aceste situații de aceea reușesc să facă față cu brio și dacă există poate un caz, două care umbresc anumite situații, în general noi, persoanele cu dizabilități, suntem extrem de responsabili și știm cu o foarte mare durere să ne creștem copiii. Da, ideea e că, uite, vezi, au pățit-o și cei din Norvegia, familia aia, Bunăriu, da. Cât a fost discuția pe tema asta la televiziune, cel puțin un an, că nu puteau să-și recupereze copiii și luați gratuit și oamenii erau valizi. Mai știu și eu un caz al unei fete din Constanța, la care chiar am încercat să-mi aduc aportul, și sunt liniștită că acum mama și copilul sunt împreună și că nu s-a produs o decompensare în așa fel încât mama să fie într-un spital de psihiatrie și copilul să fie deslipit de mama lui și să fie parte integrantă dintr-un centru de plasament. Trebuie să avem foarte multă celeritate atunci când într-adevăr judecăm aceste cazuri, să-i monitorizăm și să-i observăm atent. În primul rând să avem empatie și să încercăm să ne gândim cum este mai bine pentru acele familii. Câteodată soluția aceasta poate să fie o soluție potrivită, dar câteodată, sau de cele mai multe ori, aceste soluții care să despart copilul de mama naturală, indiferent cum arată ea din punct de vedere fizic, nu este cea mai potrivită soluție. Copilul își va iubi mama necondiționat, în orice ipostază, pentru că ea va fi capabilă să-i dăruiască, pe lângă aspectul ei fizic, valori mult mai puternice. Da, clar. Doar am vrut să aduc aspectul ăsta ca oamenii să ia în considerare și acest aspect, pentru că persoanele au nevoie cu dizabilități de sprijin, de susținere a celorlalți din jur și a tuturor persoanelor cu dizabilități, în sensul ăsta de a putea fi părinți în toată regula, tată și mamă. Și mă gândesc că poate un aspect foarte important ar trebui să aduc acum în discuție și voi avea în următoarele perioade, voi fi extrem de atentă să aduc în discuția autorităților acest aspect. Îmi doresc foarte mult ca în toate maternitățile, nu doar în cele acolieri genetici, și dacă se poate, să existe chiar și intensificarea numărului de psihologi în maternități, pentru că nu este admis ca într-o maternitate unde se știe foarte clar că există foarte multe probleme să avem doar un psiholog, cel mult doi. Aceste aspecte ale suportului psihologic și ale consilierii genetice trebuie să fie luate în evidență și aduse în atenția corpului medical, poate mult mai mult, pentru că au și ei rolul lor. De asemenea, în comunitățile rurale îndepărtate și nu numai acolo, iată, știu că există și asistent, moașele, care trebuie într-adevăr să fie persoane foarte bine pregătite și știu că există această facultate pentru asistente medicale și moașe. Îmi doresc foarte mult ca acest aspect să prindă viață, iar rolul lor în comunitate să fie într-adevăr unul respectat și aportul lor încet, încet în comunitatea respectivă cu timpul se va constata că va fi unul foarte mare. Da. Ideea e că și asociațiilor pentru nevăzători ar trebui
făcut acest anunț și dată mai departe știrea și președinții să ia act de situația asta și să meargă către DGSAPC-uri și să pledeze pentru părinții nevăzători sau celelalte asociații să pledeze pentru celelalte categorii de persoane cu dizabilități, că sunt locomotori sau surdomuți sau hipoacuziși, cum se spune, să pledeze, pentru că au capacitățile mentale și fizice de a putea crește un copil și sunt emoționale, Mircea. Și emoționale, deci, corect. Emoționale absolut normale. Corect, da. Emoționale demne de tot respectul. Corect, deci, de acord. Emoțional excepțional. Mamele respective nu sunt mai puțin dotate din punct de vedere sentimental decât alte mame. Corect. Iată, cunosc mămici cu copii deci familii hipoacuzice care au copii auzitori și care sunt la fel de performante ca și familiile normale. Deci să nu uităm că există chiar un fotbalist în această țară, nu mai știu exact numele lui, care are părinți hipoacuzici. Și el este un om excepțional, cu o dăruire extraordinară. Să nu uităm că există oameni care au, iată, copii care au fost îndrumați foarte bine din aceste sau cu boli autoimune, pentru că sunt și astfel de persoane cu dizabilități, cu boli autoimune, care sunt întregi. Nimeni nu poate să facă o clasificare și o ierarhie a celor mai buni părinți. Nimeni nu poate să facă o scală de, sau un test de evaluare a acestor abilități și capacități parentale. Din punctul meu de vedere, să te naști părinte, nu prea se poate, dar să devii un părinte bun, așa cum se spunea într-unul dintre clipurile pe care noi le-am urmărit, audioclipurile respective. Și videoclipuri, ele pot fi văzute pe Lumea în Obiectiv, pe Radio Glas România, poate fi văzute și pe Mircea Costel Bratosin. Și dacă Laura va face să ajungă și la ea, foarte bine, pentru că este bine să promovezi lucrurile nobile care te poate ajuta, dragul meu, pentru a deveni un om de valoare. Am să te rog să le îndrum și spre pagina mea celelalte. Nu, le găsești pe pagină și le distribui. E simplu. Intri că sunt ultimele distribuiri și dai repede de ele, ca să spunem așa. Intrând pe pagina mea de Facebook, Mircea Costel Bratosin, acolo, cu siguranță dai repede de ele. Nu sunt atât de departe. Și le dai distribuire, cum le-ai dat și le poți spune și pe alte grupuri și site-uri. Se găsește și pe Asociația Matrimonială Rebecca pentru cei care vor să se căsătorească și să ia act de aceste lucruri. Și ei sunt așteptate. Îmi propun, în semn de solidaritate pentru Marșul Vieții, să fac public cu acel grup al femeilor cu deficiențe de vedere din România, numit Femina ANR, pentru că mi-ar place foarte mult ca să poată intra și publicul larg să vadă ce frumos pot să discute doamnele noastre, ce frumos, cât de multă armonie există în acest grup și ce frumos să-și împărtășesc unele altora din informațiile pe care dumnealor le au. Și așa că mâine, în semn de solidaritate, chiar din această seară, voi încerca să-l fac public 24 de ore ca să fie un exemplu viu al bunei înțelegeri întru oameni cu aceeași dizabilitate. Femeile știu întotdeauna să rămână demne, să păstreze relații frumoase și sunt întotdeauna capabile de cele mai frumoase lucruri în această viață. Păi, ce e frumos să vorbești despre cum te influențează vremea, cât de frumos e să te dorești cei 2% cu textul mamă la 8826 pentru a salva o viață, pentru a îndepărta niște dureri, doamnei Doina Țuțuianu, detalii pe pagina ei de Facebook și
a lui Silviu Țuțuianu și Emina Țuțuianu și întregii familii pe care o găsiți Țuțuianu, veți găsi aceste detalii, dar și pe Lumea în Obiectiv, pe Mircea Cosel Bratosin, dar și pe Radio Glas România, veți găsi detalii despre acest caz. Până pe 31 martie, grăbiți-vă, dragii mei, să dați cei 2% și găsiți și datele de cont dacă vreți să depuneți o sumă mai considerabilă. Am vorbit și despre marșul de viață, pentru viață, care vă ajută să vă păstrați familia intactă și să-i influențați și pe alții să o țină intactă și să influențați și pe alții să aibă o familie unită și la fel de intactă. Final de program, ca să spunem așa, al Lumii în Obiectiv. Ne bucurăm, Laura, că ai fost din nou împreună cu noi și e o bucurie de fiecare dată să realizăm această emisiune. Eu îți mulțumesc pentru că ai hotărât ca în această seară să-ți fiu partener într-un moment de o intensitate deosebită și de asemenea că am avut, iată, astfel de subiecte nobile, de o rară noblețe sufletească. Am fost, iată, împreună într-un moment în care v-am îndemnat să faceți un act de caritate pentru o doamnă. V-am îndemnat să încercați să conștientizați poate mai mult decât niciodată valorile supreme ale vieții și ale vieții de familie și de asemenea să reflectați cu mult mai multă atenție asupra modului cum aveți grijă de dumneavoastră și să dea Dumnezeu ca împreună să ne reauzim într-o altă emisiune frumoasă și plină de alte subiecte extrem de importante și utile pentru dumneavoastră, stimați radioascultători. Și până la o nouă zi, vă doresc tot binele din lume. Numai bine, dragii mei, până săptămâna viitoare, vă să aveți zile senine, pline de soare în inimă și să fiți obiectivi într-o lume subiectivă.